Deci, până la urmă, cum a fost, domnule Iohannis? Pe unde v-ați plimbat în vacanță? Ci că v-au pozat oamenii, domne, prin Spania, Palma de Mallorca, Nu, nu-i nimic adevărat. Nu știu, poate sunteți așa, domnul Iohannis, ca Arsenie Boca. Vă apare fața pe ziduri, pe scoarța copacilor, în nou fiert, în cartofi, în fotografii făcute aiurea prin aeroporturi, cine știe? Fotografia îl înfățișează pe șeful statului în aeroportul din Spania și n-a fost trimisă de către un telespectator. Klaus Iohannis tocmai s-a întors din concediul oficial de vară. Conform comunicatului oficial, a fost într-o vizită privată în Germania. Altfel, n-am ce să spun. S-a întors cu un chef de muncă, domn președinte? Vai, îl simt așa. L-am văzut cum s-a mișcat când a depus coroana la Monumentul Eroilor. Direct pe treabă, fraților. N-a stat la discuții nici măcar cu patriarhul. Ați văzut? Jap, jap, te pup, ciocoflendere! Cu aia mai mici în grad de acolo nici nu mai dă mâna. Mă rog, dă noroc cu Cioloș, iar la aia se uită așa. Salut! Mă, să nu rămâneți după aia la bere, vă duceți direct la guvern, că vă ia mama dracu. E de treabă în țara asta, destul am frecamenta. Vă zic eu, s-a prins Iohannis cum e șmecheria. A înțeles că nu se mai poate, gata, bagă viteză în ei. Plus discursul, pa! Altceva, vă spun, altceva. Gata cu lălăiala aia lui, de se dădeau microfoanele cu capul de pupitru de plictiseală. S-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Marele Război. Este un moment de referință pentru istoria noastră, care a făcut posibilă Marea Unire și a marcat destinul european al României. Doamne, să vezi că i-au încărcat ăștia bateriile prea mult în concediu. Domnule Iohannis, hai că vă știa împachetați repede, domne, pac, pac, din două palme i-ați burătăcit pe tehnocrați. Ăștia-s de birou, așa, nu le au cu bătaia. Dar ce ziceți de doamna Alina? Vă asigur că atâta vreme cât la Cotroceni există un președinte pe care îl cheamă Klaus Iohannis, niciodată Dragnea nu va fi premierul României. Oulu, grijă mare, domn președinte, acu' e periculoasă, are și pui, o să vă zgârie, o să vedeți. Nu va ajungea doamna Carmen cu mofturile dânsei, cu fustițele, cu plimbările, cu... Acu' trebuie să o mai suportați și pe doamna Alina, să vedeți, istericale, doamne, să vedeți ce o să se tăvălească pe jos dacă nu puneți premier de la PNL. E, una peste alta, ați sărbătorit frumos intrarea României în primul război mondial. Apropo, domn președinte, așa, în calitate de chibiți, domne, credeți că ne mai calificăm și noi la un război de ăsta mondial vreodată? Nu știu, poate cu băiatul ăsta nou, cine știe, o-mi vedea. Vorba aia, mingea e rotundă, nu?